În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Începând de la Moise și toți profeții, le-a explicat din toate scripturile cele referitoare la el. Când s-au apropiat de satul spre care mergeau, el s-a făcut că merge mai departe, dar ei l-au îndemnat insistent: rămâi cu noi, pentru că este seară și ziua e de acum pe sfârșit. Atunci a intrat să rămână cu ei și pe când stătea la masă cu ei, Iisus, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o lor. Atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Iar ei spuneau unul către altul: oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne explica scripturile? Și ridicându-se în același ceas, s-au întors la Ierusalim. I-au găsit adunați pe cei 11 și pe cei pe care erau cu ei, care le-au zis: Domnul a înviat într-adevăr și s-a arătat lui Simon. Iar ei le-au povestit cele de pe drum și cum a fost recunoscut de ei la frângerea pâinii. Iubiți credincioși, iubiți ascultători ai postului de radio RCS FM și telespectatori ai postului de televiziune Angelus TV,
Suntem la începutul Adventului și al unui nou an liturgic. Este începutul unui nou drum pe care dorim să înaintăm conștienți, fiindcă Iisus Hristos ne însoțește. În ciuda temerilor, decepțiilor și preocupărilor noastre, prezența sa și cuvântul său să ne înflăcăreze inimile. Primim îndemnul lui Hristos, pe care îl repetăm de-a lungul întregului Advent, de a veghea, de a fi vigilenți, de a fi atenți, să-l primim atunci când vine să ne întâlnească. O modalitate concretă de a veghea este aceea de a reflecta asupra vieții de credință, aprofundând și interiorizând mai mult ceea ce Iisus Hristos dorește să ne transmită. Iată de ce începem o nouă serie de cateheze care au menirea să ne însoțească pe acest drum de creștere spirituală. Acest itinerar catehetic pe care îl începem acum în Advent și care va continua în timpul postului mare, poartă titlul scrisorii pastorale pe care am încredințat-o bisericii noastre locale, și anume, părtași la viața bisericii. Astfel dorim să răspundem îndemnului Sfântului Părinte, Papa Francisc, îndemn adresat Bisericii Universale de a reflecta asupra temei pentru o biserică sinodală, comuniune, participare, misiune. Așadar, pe parcursul catehezelor vom aprofunda această temă în dorința de a înțelege mai bine ce înseamnă a merge împreună ca biserică locală în comuniune totdeauna cu Biserica Universală. Nu putem să nu ne aducem aminte de motoul vizitei Papei Francisc în România și de cuvintele pe care el le-a rostit chiar aici, la noi, în Iași. Citez: Duhul Sfânt ne convoacă pe toți și ne ajută să descoperim frumusețea de a sta împreună, de a ne putea întâlni pentru a merge împreună, fiecare cu limba sa și cu tradiția proprie, dar toți fericiți de a ne întâlni ca frații. Este dificil să mergem împreună, nu-i așa? Este un dar pe care trebuie să-l cerem, o lucrare artizanală pe care suntem chemați să o săvârșim și un dar frumos, totodată, pe care trebuie să-l transmitem. Am încheiat citatul. Dorim să implorăm acest dar, să-l primim într-o inimă deschisă și să-l transmitem mai departe. În această primă cateheză, care are titlul O biserică mai fidelă lui Hristos, doresc să evidențiez trei aspecte. Primul, semnificația sinodalității. Al doilea, scopul sinodului, care are tema pentru o biserică sinodală, comuniune, participare, misiune. Și al treilea aspect, cum putem fi tovarăși de drum?
Cum putem să ne însoțim unii pe alții, cu alte cuvinte? Și le luăm la rând. Semnificația sinodalității. Adică ce înseamnă sinod? Ce înseamnă sinodalitate? Papa Francisc a stabilit ca în luna octombrie din anul 2023, deci peste 2 ani, să se desfășoare adunarea generală a sinodului episcopilor, având ca temă pentru o biserică sinodală, comuniune, participare, misiune. Sinodul episcopilor a fost instituit de Papa Paul al VI-lea în data de 16 septembrie 1963. De atunci până acum au avut loc numeroase adunări sinodale ale episcopilor cu diferite teme, dintre care ultimile au făcut referință la Sfânta Euharistie, la Cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, la noua evangelizare, la familie și tineri. De data aceasta, Sfântul Părinte dorește o reflecție amplă la nivelul întregii biserici, tocmai despre sinodalitate. Ce înseamnă? Sinod, sinodalitate. Vom auzi de multe ori aceste cuvinte pe parcursul întregului itinerar, drum care duce la celebrarea din 8 din octombrie 2023. În limba greacă, cuvântul sinod înseamnă drum împreună. Este ceea ce realizează și manifestă, de fapt, cel mai bine natura bisericii, ca popor al lui Dumnezeu, popor al lui Dumnezeu pelerin și misionar. Nu putem fi adevărata biserica lui Hristos dacă nu întărim comuniunea dintre noi, dacă nu ne susținem unii pe alții în a ne trăi misiunea și dacă în biserică nu se regăsește fiecare membru. Comisia Teologică Internațională descrie sinodalitatea, să vedem ce înseamnă sinodalitate, deci sinod, drum împreună, sinodalitate. Acest cuvânt este explicat de Comisia Teologică Internațională și citez: sinodul este un cuvânt vechi și venerabil în tradiția bisericii. În primul rând, sinodalitatea denotă stilul caracteristic care definește viața și misiunea bisericii, exprimând natura ei de popor al lui Dumnezeu, care călătorește împreună și se reunește în adunare, chemat de Domnul Iisus prin puterea Duhului Sfânt pentru a vesti Evanghelia. Sinodalitatea ar trebui să se exprime firesc în modul de viață și de muncă al bisericii. Am încheiat citatul. Sinodalitatea permite întregului popor al lui Dumnezeu să meargă împreună, ascultând inspirațiile Duhului Sfânt și ascultând cuvântul lui Dumnezeu, să participe la misiunea bisericii în comuniunea pe care Hristos o înfăptuiește între noi. Putem spune că acest a merge împreună este cel mai grăitor mod de a manifesta și de a pune în practică natura bisericii, ca popor, ca popor pelerin și ca popor misionar în același timp, popor pelerin și misionar al lui Dumnezeu.
Și să reținem aceste două cuvinte, popor pelerin, deoarece toți suntem în drum, suntem în pelerinaj spre comuniunea deplină cu Dumnezeu și suntem și pelerini pe acest pământ. De altfel, procesiunile pe care noi le avem în biserică, să ne amintim numai de procesiunea din noaptea de Paști, cu lumânările aprinse, dar și la mormântări și în atâtea și atâtea alte împrejurări, toate procesiunile bisericii ne amintesc că suntem pelerini, că nu avem o cetate stătătoare, un domiciliu stabil aici pe pământ, suntem în mers. Și dacă vrem să mergem bine și să ajungem la țintă, trebuie să mergem împreună, să nu ne rătăcim altfel. Asta e natura bisericii. Noi formăm biserica, noi toți cei botezați. Sinodalitate înseamnă să mergem împreună. Și popor misionar, al doilea cuvânt pe care să reținem bine, misionar de la misio, trimitere, așa cum Tatăl Ceresc l-a trimis pe Fiul Său să ne mântuiască, la rândul Său Fiul Iisus ne trimite pe noi, biserica, pe toți, nu numai pe preoți, nu numai pe episcopi, nu numai pe papa, pe toți ne trimite ca să vestim Evanghelia, să-L facem cunoscut pe Dumnezeu și iubirea Sa, dar totdeauna împreună, sinodalitate. Cred că ați înțeles, sinod înseamnă drum împreună, sinodalitate înseamnă a merge înainte împreună, ascultând inspirațiile Duhului Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu. Și acum trecem la al doilea punct al catehezei de astăzi, scopul sinodului cu tema pe care am spus-o și o repet acum, pentru o biserică sinodală, comuniune, participare, misiune. Scopul. Sfântul Părinte Papa Francisc, în discursul pentru comemorarea celei de-a 50-a aniversare a instituirii Sinodului Episcopilor, în ziua de 17 octombrie 2015, spunea așa, îl citez, tocmai drumul sinodalității este drumul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la biserică, de la biserica din al treilea mileniu. Noi am intrat în al treilea mileniu. Fiecare dintre cei botezați ar trebui să se simtă implicat în schimbarea eclezială și socială de care aveam atât de mare nevoie. Această schimbare necesită o convertire personală și comunitară, care ne face să vedem lucrurile așa cum le vede Domnul. Așadar, reflecția asupra sinodalității nu este destinată doar episcopilor, preoților, ci întregii biserici, întregului popor al lui Dumnezeu, clerici și laici. Clerici înseamnă episcopi, preoți, diaconi, aceștia formează clerul și auzim de atâtea ori la biserică, în cadrul canonului de la Sfânta Liturghie, amintind întregul cler. Ne rugăm pentru întregul cler, la fiecare liturghie, adică pentru papa, episcop, preoți, diaconi. Aceștia formează clerul. Și laicii sunt toți ceilalți, botezați. Și călugării, călugărițele, seminariștii, toți credincioși și toți cei botezați, care nu sunt episcopi, preoți sau diaconi. Acestea sunt laicii. Și spuneam că reflecția asupra sinodalității este destinată nu doar clerului, ci și laicilor, adică întregului popor al lui Dumnezeu, întregii biserici. Papa Francisc insistă ca toți să participe la acest parcurs,
Sinodul va fi propriu-zis adunare episcopilor peste 2 ani. Deci este un drum lung de parcurs pentru ca el să aibă reușită. Și Papa ne cheamă pe toți să înțelegem ce înseamnă sinodalitate, să mergem împreună, să participăm viu, activ, la viața bisericii, cum am explicat cei care au citit deja scrisoarea pastorală pe care eu am trimis-o în deceza de Iași. Vrea Papa ca toți să participe la acest parcurs care a fost decis, deschis de la Cetatea Vaticanului în zilele de 9 și 10 octombrie. Deci nu mult timp în urmă, pentru că după o săptămână, aproximativ pe 17 octombrie, vă amintiți, în toate diecezele din lume să se facă același lucru, deschiderea drumului pe care îl avem de parcurs pentru acest sinod din 2023. În fiecare biserică particulară, adică în fiecare dieceză din această lume, această amplă consultare pornește de la următoarele întrebări de fond. Cum se realizează astăzi acest a merge împreună la diferite niveluri, de la nivelul local la cel universal, permițând bisericii să proclame Evanghelia? Cum se realizează acest a merge împreună? Și a doua întrebare, ce pași ne îndeamnă Duhul să facem pentru a crește ca biserică sinodală? Cele trei dimensiuni ale reflecției asupra sinodalității sunt, le-am amintit, comuniune, participare, misiune. Comuniunea pe care o împărtășim, de fapt, își găsește rădăcinile cele mai adânci în iubirea și în unitatea Sfintei Treimi. În Sfânta Treime există o comuniune extraordinară. Acolo sunt rădăcinile. Hristos este Cel care ne împacă cu Tatăl și ne unește unii cu alții în Duhul Sfânt. Comuniunea. Participarea, cel de-al doilea cuvânt, se bazează pe faptul că toți cei care aparțin poporului lui Dumnezeu, bisericii, adică laicii, persoanele consacrate și păstorii, toți sunt chemați să se slujească unii pe alții prin darurile pe care le-au primit fiecare de la Duhul Sfânt, participare. Și al treilea cuvânt, misiunea, misiunea noastră, așa cum am amintit mai înainte, este să vestim Evanghelia prin cuvânt, dar mai ales prin viață, prin modul nostru de a ne trăi credința. Vestirea Evangheliei. Deci misiunea noastră este să vestim Evanghelia și să mărturisim dragostea lui Dumnezeu. Biserica există pentru a evangheliza. Misiunea principală a bisericii. În primul rând a noastră, a păstorilor, dar și a dumneavoastră, credincioșii laici. Suntem chemați în baza botezului, la care la noi se suprapune hirotonirea sacră, misiunea noastră este să evangelizăm. Mergeți și predicați Evanghelia. Faceți-L cunoscut pe Iisus. Învățătura Evangheliei, noua învățătură, aceea pe care Iisus a predicat-o și pentru care și-a dat viața. Întregul popor al lui Dumnezeu împărtășește o demnitate și o vocație comună, așadar, prin botez. Cu toții suntem chemați, în virtutea botezului nostru, să fim participanți activi la viața bisericii. Este titlul scrisorii pastorale. În parohii, în asociații de laici, în comunități religioase, femei și bărbați, tineri și vârstnici, toți suntem invitați să ne ascultăm unii pe alții pentru a auzi îndemnurile Duhului Sfânt
care vine să călăuzească eforturile noastre omenești, să insufle viață și vitalitate în biserică și să ne conducă spre o comuniune mai profundă pentru misiunea noastră în lume. Cu toții suntem invitați să înaintăm pe această cale. De ce? Pentru a deveni o biserică mai fidelă lui Hristos. Titlul catehezei de astăzi, o biserică mai fidelă lui Hristos. Biserica pe care El ne cheamă să o formăm. O altă valoare necesară pentru ca acest parcurs pe care El ne cheamă să-l urmăm, parcursul acesta sinodal, să aducă roadele dorite, o altă valoare este ascultarea. Și să reținem acest cuvânt, pentru că Sfântul Părinte insistă foarte mult asupra ascultării. În moment de reflecție pentru începutul parcursului sinodal, sub acest titlu, în ziua de 9 octombrie anul acesta, Papa Francisc a insistat asupra acestei valori, a ascultării. Citez: Sinodul ne oferă oportunitatea de a deveni biserică a ascultării, de a ne lua o pauză de la ritmurile noastre, de a opri neliniștile noastre pastorale pentru a ne opri ca să ascultăm, spune Papa, să ascultăm. Să-L ascultăm pe Duhul în adorație și în rugăciune. Cât ne lipsește astăzi rugăciunea de adorație, spune Papa. Atâți au... crizele credinței în diferite zone ale lumii cu privire la urgențele de reînnoire a vieții pastorale cu privire la semnalele care provin din realitățile locale. Ascultare. Mare lucru este să învățăm să ascultăm. Nu vedeți că ne uităm și la televizor? Discuții, chipurile, dialog. Dar n-au răbdare să asculte ce spune celălalt, să bagă unul peste altul în vorbire. Ei, când ne prezentăm în fața lui Iisus, la adorație, El știe tot ce avem noi în sufletul nostru. Trebuie să ascultăm, să ascultăm Duhul, să ascultăm ce ne spune El. Are multe să ne spună. Și dacă știm să ascultăm, realizăm lucruri extraordinare în viața noastră. În acest sens, păstorii, episcopii, preoții, diaconii, nu ar trebui să se teamă să fie în ascultarea turmei încredințate lor, să-i asculte pe credincioși. N-ar trebui să se teamă. La baza participării la procesul sinodal ar trebui să stea pasiunea împărtășită pentru misiunea comună de evangelizare. În tot acest proces, fiecare, dar absolut fiecare, este invitat să-și ofere contribuția cu mult curaj și cu onestitate. Trebuie să menționez aici un lucru, și anume că, într-un mod, spun eu, providențial, înainte de a se face publică inițiativa acestui parcurs sinodal care ne duce în anul 2023 octombrie, în dieceza noastră de Iași am început acest proces de ascultare a credincioșilor, a păstorilor, a tuturor, de ascultare prin intermediul unui chestionar care a fost intitulat așa: Glasul tău în biserică. Și cu mijloacele tehnice moderne de astăzi am trimis în toată dieceza. Și nu numai,
glasul tău în biserică, pentru că pe noi ne interesa pentru a identifica direcția în care suntem chemați să mergem și vrem să mergem, să auzim care-i glasul, care-i părerea credincioșilor, păstorilor, la toate nivelurile. A fost ceva foarte frumos, impresionant. De aceea spunea, a fost ceva providențial, că înainte de a se face publică inițiativa acestui parcurs sinodal, ne-am făcut această experiență. Și asta ne va ajuta acum, ceea ce ne cere Sfântul Părinte, în pașii pe care trebuie să-i urmăm, să ascultăm glasul oamenilor, al tuturor, pornind de la credincioșii botezați, până la păstori și chiar la cei care nu sunt de aceeași confesiune cu noi și așa mai departe. Al treilea și ultimul punct al catehezei de astăzi, cum putem fi tovarăși de drum? Cum putem să ne însoțim unii pe alții? Cum putem să mergem împreună? Cum putem să fim sinodali, cu alte cuvinte? Documentele redactate de Secretariatul General al Sinodului Episcopilor indică 10 nuclee tematice care au menirea de a ajuta în procesul de consultare. Sunt două cărțulii care s-au scos și s-au tradus deja în limba română, mulți poate deja sunt în posesia lor, în care ni se dau aceste, în documentul pregătitor, cărțulia care eu am eu în mână acum, mai este o alta intitulată Vade Mecum. În acest document pregătitor sunt date 10 nuclee tematice care au menirea tocmai să ne ajute în procesul acesta de consultare, de ascultare. Și numai le enumer acum, pentru că pe parcursul catehezelor, din Advent și apoi continuat în postul mare, voi intra în detalii. Acum numai le enumer cele 10 nuclee. Tovarăș de drum sau însoțitor de călătorie, tema de astăzi principală. Ascultarea, luarea cuvântului, celebrarea, corresponsabil în misiune, dialogul în biserică și în societate, raportul cu celelalte confesiuni creștine, autoritate și participare, discernământ și decizie și al 10-lea nucleu, formarea pentru sinodalitate. În această cateheză am evidențiat deja multe aspecte legate de ce înseamnă a merge împreună, a fi tovarăși de drum, a fi însoțitori unii altora. E foarte important să mergem împreună, să nu ne individualizăm, să mergem împreună. Și în acest sens am ascultat un fragment din Evanghelie care pentru unii poate li s-a părut curios. Noi suntem în Advent și am citit un pasaj din Evanghelie pe care îl auzim la Paști în fiecare an. Emausul, cei doi ucenici care mergeau la Emaus, dar remarcați, mergeau împreună, dialogau, nu mergeau ca muții pe drum, dialogau. Despre ce? Despre evenimentele care s-au petrecut atunci în Ierusalim. Ei plecau de la Ierusalim, dezolați, spre locul natal al lor, spre Emaus. Și încă un lucru foarte important în acest pasaj din Evanghelie, la un moment dat, li se asociază în drumul lor Iisus. Și erau trei acum, mergeau împreună. Și ați auzit detaliile, nu mai povestesc acest pasaj din Evanghelie, doar o reflecție asupra lui. Trăim în continuare, iubiți credincioși, timpuri atât de apăsătoare pentru întreaga omenire. Cum așa de apăsătoare era inima celor doi care mergeau de la Ierusalim după cele întâmplate cu prietenul lor Iisus, care a fost ucis, băgat în mormânt, erau dezolați complet. Mergeau pe drum împreună și dialogau, li se asociază Iisus. Ei, trăim și noi în continuare timpuri atât de apăsătoare pentru întreaga omenire, cu această pandemie în special,
vom reuși să depășim această încercare și altele, pentru că nu este singura. Orice încercare, numai în măsura în care ne vom susține unii pe alții, numai în măsura în care vom merge împreună. A devenit foarte cunoscută afirmația Papei Francisc, și anume că nimeni nu se salvează singur. Această afirmație a fost rostită la momentul extraordinar de rugăciune din ziua de 27 martie 2020. Cu aceeași ocazie, Sfântul Părinte mai spunea, îl citez, ne-am dat seama că suntem în aceeași barcă, toți fragili și dezorientați, dar în același timp importanți și necesari. Chemați cu toții să vâslim împreună, având nevoie toți să ne încurajăm reciproc. În această barcă suntem toți. Am încheiat citatul. Eu am făcut referire la aceste cuvinte ale Papei și în scrisoarea pastorală. Fraților, avem nevoie să ne însoțim unii pe alții, atât în momentele întunecate ale vieții, de încercare, de cumpănă, de nesiguranță, cum sunt și aceste momente pe care le trăim, cât și în momentele de lumină, tot împreună. Ele nu lipsesc din viața noastră, și momentele întunecate, și momentele de lumină. Avem nevoie să împărtășim unii cu alții bucuriile și necazurile, împlinirile și eșecurile, speranțele și dezamăgirile, împreună. În toate acestea să nu uităm însă un lucru esențial. Iisus ni se alătură. Iisus este cu noi, ca la cei doi ucenici de la Emaus. Și au depășit momentele grele, când ajungând în casă, Iisus la frângerea pâinii li s-a făcut cunoscut. Și atunci au căpătat curaj și în toiul nopții, înfruntând toate dificultățile, s-au întors la Ierusalim să ducă bucuria. Iisus nu este în mormânt, Iisus a înviat. Dar vedeți cum, ce face prezența lui Dumnezeu alături de noi, în mijlocul nostru, merge împreună cu noi, sinodalitate. Sfânta Tereză de Calcuta spunea așa, dintr-o întâlnire se naște o discuție. Dintr-o discuție înmugurește dialogul. Dintr-un dialog înfloresc ideile. Ideile seamănă iubire. Ce frumos! Dacă dintr-o întâlnire se pot naște atâtea lucruri frumoase, câte daruri putem descoperi și împărtăși dacă avem curajul și perseverența de a merge împreună, de a ne însoți unii pe alții. Fără îndoială, nu este deloc ușor, o spune și Papa, și noi înșine ne dăm seama. Însă putem începe acest lucru cu pași mici, dar hotărâți. Antoine de Saint-Exupéry, faimosul autor al Micului Prinț, iradia de multe ori în scrierile sale lumina credinței, ca și în următoarele cuvinte, îl citez, Doamne, nu îți cer minuni și viziuni, ci forța pentru viața cotidiană. Învață-mă, Doamne, arta pașilor mici. Ce frumos! Este un apel la o fidelitate curajoasă, lipsită de acte eroice, bogată în sacrificii, umile și ascunse, capabilă să dăruiască sens și căldură trecerii zilelor noastre, politica pașilor mici, pașii mici, dar făcuți împreună, ca tovarăși de drum, ca însoțitori unii altora, bucuroși de prezența lui Dumnezeu în viața noastră, de prezența lui Iisus, a Mântuitorului, în viața noastră și de îndrumările pe care ni le dă Biserica.
Închei cu câteva îndemnuri și câteva întrebări. Trei îndemnuri și trei întrebări. Primul îndemn. Nu ezitați să inițiați un parcurs sinodal, a merge împreună, și să participați la reflecțiile asupra sinodalității în parohie, în comunitățile de persoane consacrate, în mănăstiri, congregații, asociații, asociații de laici. Noi vom avea la dispoziție materiale care ne vor ajuta în privința aceasta. Nu ezitați să inițiați un astfel de parcurs sinodal. Al doilea îndemn, intensificați dialogul dintre păstori și credincioși. Să venim unii în întâmpinarea altora pentru a ne susține în trăirea credinței și în împlinirea misiunii pe care o avem fiecare. Și al treilea îndemn, fiți mai atenți în comunitățile dumneavoastră față de cei care au cea mai mare nevoie de însoțire, ca să nu fie izolați, să nu fie lăsați singuri, uitați. Sunt așa de mulți, identificați-i și ajutați. Și cele trei întrebări pe care să ni le punem toți, mai ales suntem acum în timpul Adventului, care sunt experiențele pozitive de drum împreună în biserica noastră locală? Ce experiențe am făcut până acum? Dacă am făcut sau nu? A doua întrebare, care sunt dificultățile pe care le întâmpinăm de a merge împreună? Poate n-am fost obișnuiți, dar trebuie să învățăm politica pașilor mici. Și a treia întrebare, care categorii de persoane din comunitățile noastre sunt lăsate în uitare, în urmă, fără să fie însoțite? Iată un program de Advent. Să ne urăm succes și să avem curajul de a merge împreună. Nu individual, nu în sens egoistic, totdeauna împreună, sinodalitate. Dumnezeu să ne ajute. Materialul acestei cateheze și a tuturor catehezelor va fi pus la dispoziție tuturor pe site-ul episcopiei noastre. Un moment scurt de tăcere și apoi vom încheia cu o rugăciune. Să ne rugăm pentru Sfânta Biserică a lui Dumnezeu, pentru ca ea să fie lumină pentru popoare și sacrament universal de mântuire, mergând împreună cu toate popoarele spre împărăția lui Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru cei bolnavi, singuri, oprimați și cei care suferă, pentru ca niciodată să nu fie marginalizați, ci mai degrabă să fie prețuiți și îngrijiți ca fiind chipul lui Hristos într-o lume în suferință. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru noi toți adunați aici, pentru ca acest proces sinodal să ne întărească tot mai mult în comuniunea Bisericii, să încurajeze implicarea noastră și să ne dăruiască forța de a ne împlini misiunea. Te rugăm, ascultă-ne! Rugăciune pentru sinod.
Stăm înaintea Ta, Duhule Sfinte, acum când ne adunăm în numele Tău, avându-te pe Tine drept singură călăuză, Tu să-ți faci lăcașul în inimile noastre. Învață-ne calea pe care să mergem și cum să o urmăm. Suntem slabi și păcătoși, nu îngădui să cultivăm dezordinea. Nu lăsa ignoranța să ne conducă pe o cale greșită și nici părtinirea să ne influențeze faptele. În Tine să ne găsim unitatea, ca să putem înainta împreună spre viața veșnică, fără să ne abatem de la calea adevărului și de la ceea ce este drept. Toate acestea le cerem de la Tine, Tu, care lucrezi în orice timp și în orice loc, în unire cu Tatăl și cu Fiul, în vecii vecilor. Amin. Amin. Urmează acum binecuvântarea finală și ultima cântare. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace.